Iată, zice Domnul, să nu vi se întristeze inimile de ceea ce ați văzut și s-au auzit. Căci aceasta e adevărata față a poporului în țara în care trăiți. Și iată, zice Domnul, lucrarea de lepădare de credință a început. Și vă veți minuna, zice Domnul, de ce veți auzi, dar și inimile voastre vor fi apăsate, pentru că, iată, vor veni vremi de încercări mari peste țară, din pricina necredinței, din pricina neascultării de cuvânt, din pricina, zice Domnul, că-și poporul și-a deschis inima pentru alte lucruri și nu pentru adevărul meu. Iată, zice Domnul, vor fi cutremure, vor fi vărsări de sânge, vor fi dureri și boli, încercări mari, dar atunci își vor aduce aminte, zice Domnul, de Cel ce-i viu și adevărat, în mijlocul cuptoarelor, în mijlocul încercărilor. Și oricât vor striga, zice Domnul, nu-i voi asculta, ci voi lăsa, zice Domnul, încercarea peste viața lor. Dar iată, zice Domnul, poporule, pentru tine care ai crezut cuvântul meu și inima ta e deschisă față de adevărul meu, pentru tine, zice Domnul, am protecție divină și te voi purta pe brațele mele, zice Domnul. Vei vedea diferența între tine și cei care n-ascultă de glasul meu. Ca altădată poporul meu, Israel, așa și astăzi, zice Domnul, poporul acesta s-a răzvrătit împotriva mea. Dar, zice Domnul, le voi plăti după credința lor și vor da socoteală înaintea mea pentru ceea ce au făcut. Însă voi, zice Domnul, în mijlocul batjocorilor, batjocoritorilor, în mijlocul vorbelor de ocară care se vor îndrepta către voi, cei care astăzi se bucură, zice Domnul, și că n-a trecut lucrarea anunțată și nu s-a înfăptuit după lege, aceia, zice Domnul, vor simți întristarea și vor simți apăsarea asupra lor. Dar voi bucurați-vă că aveți un Dumnezeu care poartă de grijă și în vreme